că cei ce au primit propovăduirea în ziua de Ierusalim au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau goarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Avem de-a face cu noi convertiți. La fel ca și biserica, la fel ca și apostolii în ziua de Ierusalim. Ce să facem cu ei? Dintre oamenii care ascultă Evanghelia, întotdeauna vor fi mulți sau puțini care vor primi Evanghelia. După ce am văzut că oarecum Dumnezeu este suveran în aducerea mântuirii. Inițiativa a fost a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt le-a predicat despre Hristos. Duhul Sfânt s-a atins de mintea lor, le-a iluminat mintea să-și vadă starea. Duhul Sfânt este cel care înnoiește mântuire. Slăviți să fie numele Lui. Bun. Dar după ce ai primit mântuirea, ce să facă cei mântuiți? Suntem în aceeași situație ca și cei, așa cum spuneam, din ziua de Ierusalim. Vedeți voi, Biserica Primară a rămas un reper de creștinism autentic pentru toate generațiile care au urmat de atunci încoace. Credincioși și pasionați de viață mai profundă, de-a lungul viaților, au privit cu jini spre perioada aceea, spre viața primilor creștini, dorind cu ardoare să le afle secretul. Dorind cu ardoare să se cutremure locul unde sunt adunați, unde a citit fratele Florin. Să se întâmple lucrurile care s-au întâmplat și cu ei. Să se întâmple același lucru cu cei care își doresc asta. Nu este de mirare că oamenii care au fost convertiți de Duhul Sfânt au știut mai apoi să trăiască, să-și trăiască noua viață în Hristos conduși de Duhul Sfânt. Că cine este convertit de Duhul Sfânt va ști să umple convertit de Duhul Sfânt. Amin. Amin. De cine te-a convertit? Am văzut atâtea convertiri care nu știai cine a fost la baza acelei întoarceri și până și profetul spune Vechiul Testament că ei se întorc, dar nu se întorc la Domnul. Ei se întorc, dar nu se întorc la cel prea înalt. Plâng. Dar plâng că o fă prind. Nu că se pocăiesc. Vedeți? Desigur, nu este suficient să ne dorim succesul lor dacă mai întâi nu suntem dispuși să trăim o viață ca și viața lor. Adică o viață trăită sub călăuzirea Duhului Sfânt. Noi convertiți din ziua cinzecimii, înnoiți de Duhul Domnului, au înțeles că trebuie să-și trăiască viața de plină ascultare de Domnul, astfel încât biserica secolului I a atins standarde foarte greu de egalat. Privind în cuvânt, putem descoperi secretele succesului lor și le putem angaja la rândul nostru să trăim o asemenea viață. Vedeți? Din poveștile nemuritoare ale românilor există un personaj, Făt Frumos. Da. Noi toți am vrea că ei să fie Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. Despre Făt Frumos aflăm că el creștea într-un an, cât creșteau alții în 7. Păi sigur că dacă noi ne culcăm și nu mai creștem deloc spiritual, ne pot ajunge atunci. Dar chiar și dacă unii oricum dorm pe perna nepăsării, asta nu este de mirare și am văzut cu ochii noștri că vin oameni în urma noastră care l-au cunoscut pe Domnul mult după noi, au altă poftă după cuvânt, au altă
dorință de a face voia Domnului, altă dorință după casa Domnului și e voie Biserica lui Hristos, asemenea lui Făt Frumos, să crești într-un an, ca alții în șapte. Voi v-ați supărat cei mai dădămuri. Da, Sam? Jumătate, da, jumătate, nu. Bun. Îi credem pe cei care nu s-ar supăra. Dar ce să faci? Ce ar trebui tu să faci? Să mânci jar ca și calul lui Făt Frumos, dacă am să zic. Ce ar trebui să se întâmple? Există secrete? Știți, e ca și cu bătrâna aia de femeia în vârstă, nu se zice bătrân, da? De 103 ani, care reporterul i-a întrebat, Doamnă, dar totuși, care e secretul? Și eu zis, e foarte simplu, trăiești 103 ani, numai sufli. Sigur că sufli dacă îl apuci, da? Dar dacă vrei să cunoști secretul umblării și creșterii spirituale în voia lui Dumnezeu, sufli. Ăsta e secretul. Dar trebuie să sufli a Duhul Domnului. Amin. Vreau să privim aici în cuvânt și am spus poruncile noului convertit. Că știți cum e? Acum eu mă duc acasă. Se poate întâmpla. Și am auzit întrebarea asta de-a lungul timpului. Punându-mi se, frate păstor, eu acum ce fac? Am auzit-o în sălaj odată și unul dintre femeia foarte, așa cum e fratele Gheorghe, venea dintr-un sat, nu mai erau pocăiți. Și răspunsul unuia a fost du-te acasă liniștită, că ăia nepocăiți, ei știu ce trebuie să faci. Când o să încalci ceva, o să-ți spună. Pocăiții nu fac așa. Treaba-i pe ei. Ei nu sunt pocăiți, dar ei știu ce trebuie să facă un pocăit. Care ar fi poruncile noului convertit, privind, bineînțeles, în viața acestor oameni? Ce au făcut ei? Pentru că dincolo te-a dat o rețetă pentru succes. Asta nu vine așa, pocnind din degete. E ca și o rețetă de prăjituri, pe care dacă știi să îi cunoști bine măsura și spune că pui dragoste, atunci o să ia. Eu oricâtă dragoste aș pune într-o prăjitură, nu? Nu știu ce ar ieși din ea, da? Bun. Așa că prima poruncă, o vedem aici, este legată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș spune, învață Cuvântul. Învățați Cuvântul. Oamenii primei biserici, odată convertiți, au stăruit în învățătura apostolilor, care nu era altceva decât învățătura lui Iisus, învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Nu există nicio altă metodă de creștere spirituală sănătoasă în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă voi cunoașteți, spuneți-le acum. Dar nu cred că există nicio altă metodă sănătoasă de creștere care să nu includă Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Creștinii primei biserici au înțeles că trebuie să stăruie asupra învățăturii apostolilor, spuneam care era învățătura Domnului Iisus. Orice altă învățătură, în loc să ducă la creștere spirituală, nu va face altceva decât să blocheze orizontul dezvoltării noastre spirituale. Va face din voi, nu creștini maturi, va face creștini ciudați. De asemenea, dezinteresul față de învățătura Cuvântului ne va menține la starea de imaturitate, care întotdeauna a fost și rămâne condamnabilă de către Dumnezeu. În Evrei 5:12, uitați ce zice omul acela către oameni care erau și ei în biserică, dar le zice așa, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tia de fără ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprionire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată s-a deprins în întrebuințare să deosebească binele de rău. Deci dacă vrei să crești în asemănare cu Hristos, stăruie asupra învățăturii lui Hristos. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Amin. Amin. Deci, care este primul lucru? Învață Cuvântul. Mănâncă Cuvântul. Când? Dimineață, oamenii ne spun că dacă avem să avem un mod de viață echilibrată, să mâncăm de 3 ori pe zi și să avem 2 snack-uri, să avem 2 gustări. Păi, eu nu știu de câte ori o să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, dar
Vă rog în numele Domnului, nu lăsați o zi să treacă fără să vă hrăniți cu cuvântul Domnului. Amin. Amin. Al doilea lucru, a doua poruncă. Închină-te Domnului. Nu întâi închinarea. Păi, nu întâi închinarea pentru că dacă n-ai învățat cuvântul, tu n-ai ști cum să te închini. Prea mulți oameni în zilele noastre zic că se închină. Și apar n-au să se închine. Sau nu se închine după voia lui Dumnezeu. Că nu practică închinarea din cuvânt. Dacă s-au uitat mai întâi în cuvânt, știți ce am zis? Bă, eu cum mă închin eu, cum asta e străin de tot ce am aflat din Biblie. Și ar învăța să se închine după cum cere Domnul Duh și în adevăr. Adică ei stăruiau înfrângerea pâinii în rugăciuni, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și lăudau pe Dumnezeu. Au acordat o atenție deosebită vieții de închinare. Dar departe de a deprinde un mod de viață, un mod de închinare formal, i-au înțeles profunzimea unei închinări după voia lui Dumnezeu. Și Luca amintește trei elemente importante care caracterizau această închinare. Știți care sunt? Trebuie să citim printre rânduri în acele versete, măcar că nu-i mult. Trei elemente importante a unei închinări, pot fi mai multe, dar astea sunt esențiale. Cina Domnului, rugăciunea și lauda. Dacă acestea trei lipsesc dintr-o viață de închinare, tu n-ai practicat închinare. Te-ai jucat, așa nu ai. Ai închis ochii, ochii, închidă, nu deschid. Te-ai jucat și tu, da, închinare. De ce este importantă cina Domnului? Practicarea frecventă a cinei Domnului sau frângerii pâinii arăta că închinarea lor arăta consistența închinărilor. Și ce arăta? Că închinarea lor este centrată pe jertfa lui Hristos. Pe jertfa lui Hristos. Scoate o închinare care nu vorbește despre sângele Domnului Iisus, despre jertfă, despre răscumpărare, pe ea nu-i închinare. E închinare. Mai auzi că e așa, zic, e un fel de trupe, unele au numit de fraudă, de închinare, și nu știu ce, dar și întinare. Și cred că și sunt. Pentru că intenția lor este să creeze o anumită, să stârnească anumite sentimente, să așa zis, să stare de bine și așa mai departe. Însă, i-au înțeles să aducă permanent în mijlocul lor jertfa lui Hristos. Asta făcea cina Domnului. Închinarea credincioșilor primei biserici era cristocentrică, centrată spre Hristos, dar și ancorată în teologia răscumpărării. Astfel că de fiecare dată când se închinau, ei își aduceau aminte de jertfa lui Hristos. Acesta era scopul pentru care luau cina Domnului de fiecare dată când se întâlneau. Deci, închină-te Domnului, aș spune, nu stârnind firea ta, ci mai degrabă făcându-ți mintea conștientă că ești produsul Harului lui Dumnezeu și că pentru a fi om nou, Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru păcatele tale. De fapt, asta ar trebui să facem de câte ori suntem prezenți la masa Domnului. Aceasta este parte a închinării noastre. Dacă o vedem ceva separat, cum am și plasat-o noi, o facem repede, am plasat-o la sfârșitul programului, și repede să facem, că trebuie să mergem în vacanță când ne l-am prins mirosul de sarmale de taragot. Cunoașterea, deci rugăciunea după aceea, este elementul închinărilor, era elementul închinărilor care ilustra dependența acestora față de Domnul. Cina Domnului, deci, îi focaliza spre jertfa lui Hristos, iar rugăciunea arăta cât de dependenți sunt ei, cât de mult depind de Tatăl din Cer. Și de multe ori, lipsa rugăciunii arată că tu, de fapt, ți-e îți place să trăiești fără Domnul. Îți place să trăiești în dependență de El. Și tocmai de aceea avem vestul, dacă vreți, vestul Europei. Odată cu prosperitatea materială, nu le trebuie la numai dorința de rugăciune. Dar noi, deja mare, vorbim de alții să simți această plăcere că tu ești în regulă. Pentru că oamenii nu se mai roagă. Sau rugăciunea lor este o rugăciune care este, de fapt, ca și cum te duce la oracolul din Delphi să-ți dea, să-ți facă și nu știu ce. N-are nimic cu nicio dorință legată de partea spirituală. Deci stăruința în rugăciune arăta că oamenii primei biserici doreau să fie conectați în permanență cu cerul și erau conștienți că prin rugăciune sunt parte a împlinirii planului lui Dumnezeu. Că rugăciunea contează. Că rugăciunea nu este doar un apendice, ceva așa, că da, trebuie să ne mai rugăm. Nu. Că rugăciunea are o cheie, că rugăciunea aduce rezolvare. Și apoi, al treilea element al închinărilor era lauda.
Ei lăudau pe Dumnezeu. Când spun închinați-vă Domnului, închină-te Domnului, luați în considerare elementul laudei. Vedeți cu ce ne confruntăm noi. Există dăți în care biserica, frații, provoacă biserica la laudă. Și numai nu poți scoate lauda cu cleștile. Imediat omul repede trebuie să-și aducă el o cerere acolo. Pentru că asta se face prin practică. Lauda la adresa Domnului, știți care era? Era secretul, este secretul unei vieți biruitoare. I-au înțeles că lauda nu este o problemă de circumstanțe, ci o problemă de atitudine. Nu că acum lauda, tot timpul trebuie să lauzi pe Domnul. Pentru că depinde de o realitate, de El depinde lauda. Așa că deprindeți-vă să lăudați pe Domnul, indiferent de circumstanțele prin care treceți. Când facem din lauda numelui Lui Dumnezeu o prioritate, știți ce se întâmplă? Nu mai are loc în viața noastră bombăneala, nemulțumirea. Să vezi mereu creștini nemulțumiți, frustrați, că nu avem, că să ne dea, dar bine ar fi dacă ne-ar da bine, dacă nu, că mai bine ar fi să ne dea, nu? Când lăudăm numele Domnului, o facem bazat pe cine este Domnul. Prin urmare, niciodată motivele de laudă nu dispar și nu sunt diminuate, având în vedere că Domnul este același. Ieri, azi și în veci. Amin. Și lauda trebuie să fie la fel. Deci, în față cuvântul, închină-te Domnului. În al treilea rând, întărește părtășia. Ei stăveau legătura frățească. Înainte, noi știm cu cine eram în părtășie, da? Cu cel rău, asta spune Biblia. Vreți să nu zici, dar asta, asta, vrei? Acum s-o termina cu părtășia aceea. Acum ați văzut că frații, să nu-i chem aici înapoi de Dumnezeu, și-au pus mâinile spunând, acum, da, Doamne, ei fac parte din comunitatea noastră. Creștinii primei biserici au înțeles din învățătura apostolilor cât de importantă este legătura cu ceilalți credincioși. Prin urmare au considerat că trebuie să stărui asupra relațiilor de părtășie, orice părtășie, ci părtășie frățească. Ei au înțeles că acum au intrat în poporul Domnului și sunt chemați să aibă părtășie cu oamenii Domnului. Dar știți ce zice Ioan în epistola lui 1 Ioan? Că nu e așa, numai că ai schimbat, nu mă mai duc la barul sau la... Cum e mai modern acum? Pub. Pub, zice, da? La pub cu tare, ci mă duc la pub cu tare. Că acum ar fi pub-uri de pocăiți și pub-uri de nepocăiți. Nu, nu. Pentru că știți ce zice despre părtășia creștină Ioan? Ce are părtășia voastră diferită? La noi e cu drag, și așa. Deci părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul, n-ați fi niciodată în 1 Ioan. Și cu Duhul Sfânt. Wow! Ăsta nu-i mai club. Să e un club sfânt, dacă vrei. Este o unire cu Cerul. Tu ești unit cu Hristos, dar nu mai ești unit cu Hristos. Tu ești unit cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Când ai devenit copilul lui Dumnezeu, îți va face plăcere să ai legătură cu oamenii lui Dumnezeu. Spune, e ușor de ținut minte, Psalmul 111:1. Lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul, zice psalmistul, din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihane și în adunare. Că dacă te duce și eu vreau să laud pe Domnul la numărul 9, cu podul viilor, acolo să dau spectacole în grupa cea dâncă acolo. Erau să stătare. Bun. Că o scoate afară. Deci, vreau să cânt cântarea laudă pe Domnul suflete. E cântat în săsar atunci. Nu le place părtășia asta, da? Dar du-te acolo cu oamenii Domnului la care caută și le place părtășia Domnului. Am zis ceva ce... În părtășie ne putem închina lui Dumnezeu, dar și putem să ne stimulăm unii pe alții în viața de credință. Din aceste motive, sarcina fiecărui credincios este să contribuie la menținerea și dezvoltarea părtășiei frățești. Și acum, eu știu că întotdeauna când îi dai exemplu pe alții mai... De exemplu, dacă v-aș lua așa, ce părere aveți despre o familie care în familia lor, un născut așa, dolofan, frumos, roșu la față să naște și l-a abandonat? Este așa familie. Ce părere aveți despre familia aia? Bună sau rea? Rea. Nu, tu ești acela. Învățați joi la asta. Că biserica poate fi familia aia
care uite așa, un copil dolofan, roșu la fața asta, vine în familia lui Hristos și după aia nu-l întreba, eventual bagă-i de vină ceva, scoate ochii cu ceva, nu-l întreba, nu-l bate pământ, nu-l încuraja sau ceva. Cam asta ar fi sarcina unei biserici, a unei familii cu adevărat sănătoase. Dacă nu, tu ești familia care și-a abandonat copilul. Și Domnul să aibă milă de noi. Amin. Dar David zice în Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Da? Când ceea care va ceva dulce, că așa le trebuie. Domnule, du-te un pic, întâlnește cu frații, cu surorile de credință, că asta e ceva dulce. Da? Când le lipsește dulce, tu nu mai foc pe la biserică. Sau când mergi pe acolo, mai te faci. Mai stai pe afară, îți faci o cafea, dulce, unde e zdricul, e bun, e ce, așa. Bun. Faceți-mi bucuria, zice Pavel în Filipeni 2:2. Și aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Apoi nu faceți nimic din dur de ceartă sau din slavă de șartă, ci smerenie fiecare să privească pe altul mai sus de el însuși. Corintenii 1:9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Și am spus înainte. Când ești cu frații, când ești, că dacă Hristos e în fiecare, părtășia cu Hristos nu vrei. Sau după ea tânjești. După ea, pe ea o dorești. Bun. Deci întărește părtășia. Vei putea crește, te vei putea dezvolta. Vei putea învăța de alții mai maturi decât tine, doar dorind să întărești părtășia cu cei de o credință cu tine. În al patrulea rând, în versetul 43 se spune că fiecare era plin de frică. Nu câte unul, doi printre ei, ci toți, fiecare. Asta ne arată că sfințenia este individuală. Există o sfințenie, am fost așezați cu toții în trupul lui Hristos. Din punctul acesta de vedere e egal. Acela Dumnezeu, că Dumnezeu ne sfințește. Nu e mai sfântul decât celălalt. No, dar aici începe. Fiecare era plin de frică. Arată câtă responsabilitate individuală exista acolo. Îmbunătățește străirea în mod permanent. Oamenii primei biserici au înțeles importanța trăirii sfințenie, astfel că au devenit animați de dorința de a avea fiecare dintre ei o viață curată. Când nu există viață sfântă, scad și standardele spirituale înalte. Dar curăția și frica de Domnul duc la experimentarea puterii. Nu degeaba versetul 43 este compus din două. Fiecare era plin de frică, și apoi spune că în apostol se făceau multe minuni și semne. Păi viața asta de sfințenie are legătură cu felul în care lucrează Dumnezeu între noi. Că unde este păcat, unde este viață trăită în mod neglijent, nici nu. El ce face Duhul Sfânt? Ce face? Se întristează, sigur că da. Zice, nu pot nimic. Nu pot lucra. Nu că nu pot. Nu în sensul de a avea putere să lucreze, ci în sensul de a avea voință, să nu vrea să lucreze. Că nu lucrează unde este mizerie morală. Așa că dacă vrei să crești în asemănare cu Domnul Iisus, îmbunătățește străirea permanent. Când vă vedem deja și joi, când ne întâlnim următoarea dată, să vadă o sfințenie pe capul vostru, pe fața voastră. Așa de... Mai... Să vedem niște calități la voi, să vedem, să vadă frații, surorile, niște calități pe care nu le-am văzut. Mai așa, ce nu mai apare dacă ceva mașină, ce? 20 de centimetri deasupra solului, să vedem că plutiți. Să vedem pacea, seninătatea, să vedem. De mine care e o autopană, slăbit să fie Domnul, că e un suflet. Deci, o atitudine de felul acesta prin care nervii voștri, toate celelalte lucruri care țin de lumea veche, nu numai să cântăm, aș vrea în mine tot ce-i vechi să moară. Păi Domnul nu poate atunci, nu cântăm, să împlinească dorințe de felul acesta. Dar poate, dar trebuie să vrei și tu. Deci așa vreau, Doamne. Ajută-mă. Amin. Deci, înainte, nu puteai fi sfânt. Dar acum ai devenit sfânt pentru că Iisus Hristos te-a făcut sfânt. Tot ceea ce trebuie să faci este să rămâi sfânt. Tocmai de aceea, fii atent la umblare și fii plin de o reverență sfântă față de Domnul. Spune Pavel în Corinteni 6:11, așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați. Ați fost sfințiți. Ați fost socotiți neprăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului vostru. Apoi Petru zice, sfințiți în numele voastre pe Hristos ca Domn.
Sau Psalmul 2 cu 11, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Amin. Amin. Altă poruncă a unui ucenic convertit. Împarte cu alții. Sigur că de regulă unii când vin așteaptă să vadă ce-or primi acum, nu? Când le construim casa, când le completăm cecul, nu știu ce. Așa zic, cei din noi care abar n-au ce înseamnă ca să se atingă Domnul de tine. Că și la Rusalim aveau oamenii privind lucrurile din afară. Tu dacă vrei să cunoști cu adevărat, tu trebuie să le vezi dinăuntru. Privind din afară, ce au zis? Care a fost prima concluzie greșită despre oamenii de la Rusalim? Plinge mult. Sigur, o băut săraci. E adevărat că e numai 9 dimineața, dar zic, dar cred, o băut de schimb. Pepri, pilit, bine, mai ales că nu l-au văzut, da? Și nu era lucrul ăsta. Vedeți? Privind de lucrurile din afară. Ești plin de prejudecă, s-ar putea că atunci când te pocăiești să-ți dai seama că tot ce ai crezut despre viața creștină este greșit. Că numai dinăuntru poți cunoaște cu adevărat. Slăvit să fie Domnul. N-ai cunoscut bucuria, tu n-ai cunoscut entuziasmul, n-ai cunoscut pată. Te-ai uitat undeva, ai văzut că le dă mac. Cum le dădeau țăranii în sălaj, la copiii, aici le dădea, le dă pălincă, la motocă, de n-ai. Bun. Dar se întâmplă ceva. Zice versetul 44-45. Toți cei ce credeam erau împreună la loc, aveau toate de ochi, deci vindeau goarele, aveau banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Creștinii primei biserici au avut o preocupare extremă față de nevoile celor de lângă ei. Însă ceea ce trebuie să știm foarte bine este că primul lor gând nu era cum vor fi ajutați. Și mai degrabă cum pot ajuta. Înțelegeți diferența? Când se zice până în 90, când ziceai ajutoare. Oamenii trebuiau unde să împart. Da, da, corect, ar fi fost să zică unde le împărțim. Sau unde le adunăm apoi să le împărțim, da? Denotă și o minte care e întoarsă înspre sine, nu întoarsă înspre alții. Pentru că unul dintre semnele vizibile ale unei inimi născut, noi când vorbim așa despre a crede, despre a fi sfințit, despre a avea o natură nouă, în esență, lucrurile astea sunt oarecum abstracte, ca și noțiuni, că tu nu ai o naștere de nou. Cum o vezi de pe dinăuntru și dacă e tu a sufletului? Nu pune mâna pe naștere de nou. Dar ea se vede în niște lucruri concrete. De exemplu, unul dintre semnele vizibile a inimii născute din noi este altruismul. Oamenii a căror viața a fost schimbată de Domnul, au devenit din din cei mai egoiști. Cei mai altruiști oameni. Dați-mi un exemplu. Zacheu. Sigur că da. Ați auzit de Zacheu. Foarte bine. Dar nu i-a trebuit antrenamentul, nu vreau cateheze să-i spun asta. Duhul Sfânt i-a făcut cateheze. Vă loc. Știți ce zice el în Luca 19? Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, dintr-o dată, uite, bonus, ce fac? Jumătate din avuția mea o dau săracilor. Deci asta nu, fără discuție, asta nu mai ai negocienți sau ce. Jumătate merge la săraci. Și, întrucât, este în original, întrucât am năpăstuit, dau înapoi împătrit. Legea nu-i cere atât. Că întotdeauna harul face mai mult decât cere legea. Mă, vedeți? Dintr-o dată o dorință de a da. Cine a experimentat inima plină de dragoste a lui Dumnezeu, care a dat pentru noi totul, nu poate să nu fie gata să împartă din tot ce are cu cei de lângă el, mai ales care sunt frați. Nu poate. Așa că e o poruncă. Învață să împarți cu ceilalți. Împarte cu ceilalți. Ai o bățică de pâine, împarte-o. Împarte și gânduri, ce frumoase, dar să împarți. Dar asta nu că v-am spus eu, ci trebuie să știi că asta vine din inima mea născut din nou. Nu vedeți ce scandal e când îi pune pe aici, că nu-i îngroapă, îi amenință, că până nu-și dau taxa. Că nu, pentru că nu o fac din, fii de o inimă schimbată. Știți secretul celor din Corint? Sau da mai ei, mai întâi, ei însuși Domnului, sigur că da. Împarte cu alții. Noi continuăm cu nouă. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, măcar că era bogat, El s-a făcut sărac pentru ca voi, prin sărăcia Lui, să vă îmbogățiți. Sau Domnul Iisus, fapte 20 cu 35.
nu avem credință, dar i-au fost atenți cu cuvintele lui. El însuși a zis, este mai bine să dai decât să primești. Amin. În al șaselea rând, altă poruncă. Însuflețește-ți entuziasmul. A însufleți înseamnă a da viață. Dă viață bucuriei din tine, dă viață entuziasmului. Și sunt două elemente aici, în versetul 46. Spune că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și luau hrana cum? Cu bucurie. Asta într-un cuvânt la jumătate entuziasm. Oamenii primei biserici erau plini de bucurie și entuziasm. Astfel că, în entuziasmul lor, zic, bă, când ne întâlnim? Așa, dar când e următorul program în sală acolo, Petru sau careva, ne vom întâlni, biserica e liberă, ne întâlnim săptămâna viitoare? Și zice, peste 7 zile, dar 7 zile să nu mă văd eu cu frații mei, să nu văd pe cei, nu le-o ceru nimeni. Vedeți, am auzit o controversă, nu de mult, discutam cu cineva, că e sâmbătă, că e duminică și omul acela nu înțelegea că, de fapt, chiar faptul că noi ne închinăm în ziua Domnului, în prima zi din săptămână, când a înviat Domnul, de fapt, nu e o poruncă. O să păreți surprinși. Dar nu ni se poruncește în Biblie ca noi să ținem duminica. Duminica a fost ideea noastră a, mă ne punem pe toți, a creștinilor. Ei au zis, domnule, hai să ne întâlnim duminica, în ziua când a înviat. Domnule, știți de ce? Dar câte zile cere Domnul? Pe toate. Dar noi am intrat într-o odihnă de luni, de marți, de miercuri, de joi, de vineri, de sâmbătă, de duminică, de luni, de marți, de miercuri, de fiecare zi slăvit să fie Domnul. De fiecare ceas. Noi suntem ai Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Dar în entuziasmul lor, ei au zis, Domnule, este puțin să ne întâlnim o dată pe săptămână. Și au ridicat, eu vreau fiecare zi. Eu cred că mergeau și la lucru. Dar găseau timp în care să se ducă. Tot timpul era cineva acolo. Era la templu. Că templul nici măcar nu era lor. Pe lângă templu se... Era viață, activitate și se adunau și acolo. Deci entuziasmul noi vieții în Hristos sau cu Hristos îi stăpânea permanent chiar și în timpul desfășurării vieții cotidiene. Vedeți, de multe ori când venim împreună la închinare, părem lipsiți de bucurie și entuziasm. Nu știu cu obișnuința, nu ești entuziasmat. Unii nici n-ar, eu știu, unii săraci dintre voi nici nu știți că ar putea să fiți în altă parte. Ca unul care mă gândesc și sunt mulțumitor Domnului de fiecare dată când îs aici, că aș putea fi așa. Dar, n-ai treabă. Viața ta e mai dignit, așa. N-ai țepuș, n-ai nimic. Și nu vezi ce înseamnă să fii aici. Eu nu ți-aș dori nici să fii furtuit să înțelegi ce înseamnă lucrul acela. V-am dat însă o dată exemplu. Când noi zicem așa, altarele taunelor, știrilor, fericire, zice ce suntem în casa ta, că tu nu mai poți să te laude. Psalmul ăsta m-a spus, este scris de fiul lui Core. Seminția lor, dacă te uiți, era de cealaltă parte a Iordanului. Și primăvara, în un timp ploios, când veneau, se înfla Iordanul, ei nu puteau trece la templu. Și Psalmul este scris într-un context ca și acesta. Se uitau înspre Ierusalim și o interjecție, îi plângeau. Îi ziceau, altarele tale, Doamnelor știrilor. Cum am vrea să fim noi acum la templu să ne închinăm? Dar nu ne lăsa așa. Că nu de fiecare dată putem. Unde era mantaua lui Elisei? Să oamenii să desparți, nu? Câteodată boala, suferința, cancerul, bătrânețea, te ține departe de casa Domnului și zici, a, ferice de cei ce sunt în casa ta, că și tot mai poți să te laude. Învățați să iubiți părtășia casei Domnului și nu numai atâta. Să vă exprimați entuziasmul. Este important să ne știm însufleți entuziasmul și bucuria. Am spus că însufleți înseamnă a da viață. Dă viață bucuriei dinăuntrul tău. Tu ai toate motivele din univers să fii plin de bucurie. Când știi conștientiza ce ți s-a întâmplat cu viața, cine ai fost și ce ai devenit, precum și spre ce te îndrepți.
nu poți fi decât umplut cu entuziasm sfânt. Nu în așa fel încât când tu vii aici să-i demoralizezi, să-i bagi așa și pe celălalt tuturor. Că este câte un ofertor. Hai, uite, ia să vedem cum. Și el m-a mai spus, mai ales că îl cuprinde și pe cel care e aici. Mai ales că vă vede pe toți. Sigur că da. Mă și la corcă, cum cântă și fiecare și cu bucuria. Ți-ai dus grijă lui Iisus, de grijă lui Iisus și acum aici e o comunitate de oameni sfinți. Care își arată entuziasm și întreabă, frate păstor, dar noi nu introducem un program să avem voie să și sărim în sus de bucurie când îi vrea. Păi, zicem, ba da, dar să introducem. Cine vrea să sare în sus, așa, putem să ne rog să-l prindem. Să sară de trei ori, să-l prindem o dată. Că zice Psalmul 110:3, poporul tău este plin de înflăcărare când îți avem moștirea. Ce înseamnă înflăcărare dacă nu entuziasm? Poporul tău este plin de entuziasm când se adună știrile Domnului. Amin. Și încă un lucru. Încă o poruncă. Încântă-ți semenii. A încânta înseamnă a produce plăcere. Și chiar asta s-a întâmplat cu el. Lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului noroc. Ma, fiți atenți. Dacă scopul nostru este să fim pe placul oamenilor, acest lucru va duce la compromis. Dacă scopul nostru, cum era și scopul lor, este să fie fim pe placul lui Dumnezeu, este posibil ca într-o anumită societate, stilul nostru de viață să fie apreciat. Am spus că lucrurile nu mai sunt ca în urmă cu 2000 de ani. Lucrurile sunt mai rele. Societatea e mai anapoda cu totul e dusă pe, în jos, pe topogan. Felul de trăire al tinerilor creștini a fost remarcat și apreciat. Oamenii din jurul lor au văzut în viața lor o schimbare autentică. Adică odată ce ai devenit copilul Domnului, ai obligația să nu faci numele Domnului de ocară. De azi înainte, eu nu l-am. Pe mine nu mă interesează să vă, în afară de unul dintre voi, să vă studiez viața cu atenție, așa, în particular. Să vă urmăresc. Dar, eu nu știu ce au crezut oamenii până acum despre voi, cu cei care interacționați. Dar de azi înainte, L și S, L și S, S și L. Numai atâta vreau să aud despre voi. Știți ce înseamnă? Lumină și sare. Lumină și sare. Dacă vi greu, purtați un jept de sare, în cealaltă o lumânare. E să vă aduceți aminte că trebuie să fiți lumină și sare. Înțelegeți? Lumină și sare. Domnul să vă ajute. Încântă-i pe oameni cu noua ta viață în Hristos. Am spus că a încânta înseamnă a produce plăcere. În urmare, trăiește în așa fel încât oamenilor să le facă plăcere să-i privească pe copiii Domnului. Apropo, am mai avut să iei vacanța. Cu trenul de... Așa. Dar, de când începe școala sau când mergeți la servici, la vecii, la farmacie, la tot. Cred că acum ar trebui, nu știu, și până acum crezi că ați trăit, acum mai mult. Eu nu știu, ceva s-a întâmplat cu voi. În bine, în rău. În bine. Dar cum? Ce vezi? Nu știu, preajma ta, văd o liniște, o pace. Dar asta trebuie să se întâmple cu copilul lui Dumnezeu. Frați și soră, dacă noi nu suntem o companie plăcută pentru cei din jur, ce rost mai are pocăință? Asta vrea să facă Dumnezeu din noi ciudați? Așa ați înțeles. Dar acum înainte mă duc acolo, vedea eu, bă! Nu? Râzi nimic sau ceva. E adevărat că la vorbe, la din astea, dar tocmai mă duci acolo culoare. Tu pe unde ești? Trebuie să duci. Că zici, vin vremuri în care oamenii vor apuca de pola hainei. Noi suntem evrei aceia pe care să ne apuce de pola hainei să zică ce ai tu și eu n-am. Eu îl vreau pe Dumnezeul tău. Că altfel, dacă numai teologia nu este bună și viața nu este bună, trăită cu entuziasm, este degeaba. Felul în care ne privesc cei din jur poate contribui la înaintarea Evangheliei sau la, la frânarea ei. Așa că încântă-ți semenii. Zice Petru 1, Petru 2 cu 12 să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, faptele voastre, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Când în ziua cercetării? Că
Când le vorbește Duhul Sfânt inimii lor. Și am auzit oameni care ziceau că eu am bajocorit pocăiți. Și aici, printre noi, eu am bajocorit. Bun. Dumnezeu nu ține seama de vremurile din reșință. Da. Când ai fost cercetat, îți dau slavă Domnului, chiar m-am întâlnit cu un om de-a lungul vieții și prin omul acela eu m-am întors la Domnul. Amin. Nu este de mirare că, datorită Harului lui Dumnezeu și unor asemenea vieți trăite sub călăuzirea Duhului Sfânt, ce zice partea, ce zice ultima parte a versetului 47? Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul adăuga. Că Domnul mântuiește. De la început până la sfârșit, slavă Lui. Amin. Și am auzit spunând oameni, predicatori sau încercau să fie. Și citind aici, mi-am dat seama că au greșit. Am auzit spunând că dacă vrei să ai succes, trebuie să te pui efort intens. Și eu aflu că nu e adevărat. Înmulțirea bisericii nu presupunea, în primul rând, efort intens. Ci trăire după voia lui Dumnezeu. Unii au ideea greșită că pentru a face voia Domnului, te așa scrie. Că nu ești, cumva. Ce trebuie să faci? Spuneți-mi voi, ce face un pește ca să trăiască sub apă? Să chinuiește așa greu. Nu e mediul lui. O, tulpă uscat. Nu, acolo să chinuie. Și oricât s-ar chinuită, moare. Vezi? Peștele în apă e mediul lui. El nu face efort. Mă, să trăiești după voia lui Dumnezeu. De asta zice jugul de poruncile mele. Jugul meu e ușor, sarcina ușoară. Poruncile nu sunt grele. Privită așa din afară, spuneam, când te uiți. Pocăință e lucru greu. Dar acum tu ești rău, rău. După aia vin oameni și îi spun, hai de plin, da, de plin, e picat, e lovit. Precis tu n-ajungi, nu știi că rii, da, nu, nu. A, bine ar fi să ajungi, dar nu se poate. Ori, pentru că n-ai, nu știi ce înseamnă pocăință. Pentru că tu ai fost făcut om nou. Acum, toate în tine au această predispoziție să facă voia lui Dumnezeu. Dacă te-ai convins de adevăratele, dacă nu așa un pic, că nu știu ce, te-o schimba. Dar dacă tu îl Sfânt, spun încă o dată, dacă tu îl Sfânt a lucrat la convertirea ta, atunci trăiește după voia lui Dumnezeu. Și lasă-L pe Dumnezeu să numere rezultatele. Lasă-L pe Dumnezeu să tragă concluziile. Fiind gata să trăim la rândul nostru în aceeași ascultare, frați și surori, rezultatele pot fi mai mari. Dumnezeu poate mântui mai mult de aproape 3.000 de oameni. Dumnezeu poate aduce în biserica Lui milioane și milioane. Și ne poate folosi și pe noi. Dacă suntem gata să ne așezăm în voia Lui. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți acum